Scandal în satul Bilicenii Vechi din raionul Sângerei. Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva construcției unui poligon de deșeuri în imediată apropiere a localității. La fața locului a venit ministrul mediului, Iuliana Cantaragiu, care prin discuțiile și replicile sale a supărat și mai tare localnicii. Locuitorii din satul Bilicenii Vechi s-au arătat indignați de faptul că în imediată apropiere a localității va fi construit un poligon de colectare a deșeurilor. Oamenii spun că groapa urmează să fie construită la distanță de doar un kilometru de sat, pe locul unei foste ferme avicole. Nu știm de ce cineva a ales această locație ca să fie fabrică de prelucrare și deșeurilor pentru Bălți plus alte 7 raioane nordice ale țării. Această locație este foarte, foarte aproape de satul Bilicenii Vechi. În primul rând, nimeni nu ne-a spus ce fel de tehnologie va folosi această fabrică, dar oricare n-ar fi tehnologia, locul este extrem de aproape de sat. Acum o săptămână, cetățenii din Bilicenii Vechi au organizat o adunare a satului la care au votat împotriva acestui proiect de mediu. Mai mult, ei au semnat și o petiție adresată Ministerului Mediului, prin care au cerut să fie găsită o altă locație pentru poligon, iar drept răspuns, instituția i-a anunțat că localnicii nu sunt îndrept să decidă unde trebuie să fie construit un astfel de depozit. Pentru a calma spiritele, la fața locului a venit ministrul mediului, Iuliana Cantaragiu. Discuția a ieșit însă cu scântei. Ați întrerupt-o pe doamna. Da, dar eu vreau să... Fără supărare, vorbim pe rând. Deci, fără supărare, eu de asta și vă spun, supărare. Eu văd că mă scați pe dânsa și pe mine din... Asta e poziția americană spurcată care i-a dus la noi. Și eu vă spun, Dumnezeu... Locuitorii de la Bilicenii Vechi au insistat în continuare că nu vor să vadă un astfel de poligon în localitatea lor. Ei s-au declarat sigur că astfel vor trăi într-un mediu mult mai poluat. Și noi tot vrem un nou poligon la Bilicenii. În alte, mai departe de sate. Dușeți-l la Bilicenii, la Mândriești. În alt loc. Iată, dușeți-l la Mândriești și gata. Da, că este bun și ecologic. Ministrul mediului, Iuliana Cantaragiu, a concluzionat că protestatarii nu sunt informați despre beneficiile acestui proiect și insistă că, dimpotrivă, poligonul va ajuta la curățarea mediului și a apelor friatice din zonă. Temerile oamenilor, în mare parte din ceea ce am auzit astăzi, nu sunt argumentate, de simplu motiv că oamenii nu sunt documentați. Da? Oamenii nu au încercat, cel puțin, să intre în esență subiectului, nu pun întrebări pe conținut, dar ce se va întâmpla cu o fracție altă sau și așa mai departe. Dar oamenii și-au imaginat din realitatea în care ei trăiesc. Toată zona 7, din toate raioanele din jur, vor aduce așa, vor face un morman, un munte de gunoi lângă Bilicenii Vechi, ceea ce este totalmente eronat. Construcția poligonului de colectare a gunoiului este parte a strategiei de gestionare a deșeurilor, care este pusă în prezent în aplicare.